Mara, ce faci? Citesc! Ce citești? Doamna și vagabondul! Să nu-i spuneți ce fac lui mama. Mara! Așa citești tu? Doar un pic așa. Ca să te cred, spune despre ce e vorba în cartea aia. Despre mama și copil. Ce faci, Teo? Tu mănânci? Da. Aici e bucătăria? Ce copile obraznice sunteți voi? Teo, eu văd în cartea asta o pagină cu niște paste. Haide să o găsim. Ia uite. Paste. Mami. Vrei și tu paste? Da, vreau. Hai să-i zicem mamei să ne facă. Da, vreau. Mergem la bucătărie. Da. Ok, întâi voi pune apa la foc cu puțină sare. Mara, ce fel de paste vrei? Am fidea, fuzili, tăiței, pene, spaghete. Spaghete tricolore. Da, am. Ca să semene cu doamna și vagabondul. Acum tai pastele și atunci, pentru porțiile fetelor vom pune jumătate din ele la foc. Tăiem apășii subțiri și le punem la rumenit. E încinsă, punem uleiul de măsline. Punem șunculița în tigaie. Amestecăm cu o lingură de lemn. Pentru carbonara avem nevoie doar de gălbenușuri, așa că separăm ouăle. Peste gălbenușuri turnăm smântână dulce, sare și piper. Amestecăm pentru a forma sosul pentru carbonara. Radem parmezanul. Punem pastele peste bacon. Oprim focul și turnăm sosul. Amestecăm. Dăm parmezanul. Să vă punem mama câte o porție. Yay! Au venit pastele! Hai să vă arăt cum se mănâncă. Pastele se mănâncă cu lingura și furculița. Băgăm aici. Apoi facem așa. Hai, Teo, să te ajute mama. Uite, dar ce bune sunt. Și mâncăm. Uite, miros. Da. Îmi place carne, mi-e sus. Cum sunt? Hai să-ți dea mama. Bravo! Niam, niam, niam! Vezi că până la urmă sunt bune și cu sos? Până la urmă au fost bune pastele, copii, nu? Da! Poftă bună! Voi pregătiți-vă să faceți și voi niște paste, că sigur vi s-a făcut foame după ce ați văzut filmulețul nostru. Așa că ați fost pe canalul mare! Dați like și share și nu uitați să vă abonați! Pa, pa! Jeffrey! Uitați, copii! Copii! Stai că trebuie să prostești. Da, așa, mă megă, dă-i, mă megă! Ok, întâi voi pune apa. Let's just break it down to you and me uptown.